Persoanele cărora le expiră permisul de conducere sau care și-au schimbat numele, și-au pierdut sau le-a fost furat permisul de conducere, pot trimite acum solicitarea pentru eliberarea lui prin intermediul poștei electronice. Asta potrivit unui proiect de ordin al Ministrului Afacerilor Interne. Dacă doriți să faceți o cerere pentru eliberarea unui nou permis de conducere, e bine să aveți în vedere următoarele. Cererea privind eliberarea permisului de conducere sau a duplicatului se depune la orice serviciu public comunitar, regim permisa de conducere și înmatricularea vehiculelor. Până la eliberarea noului permis de conducere sau a duplicatului, solicitantului se eliberează un document de valabilitate de 15 zile, care atestă depunerea actelor. Permisul de conducere se livrează la adresa din România indicată de titular sau se ridică de către acesta de la serviciul public comunitar indicat în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin corespondență, permisul de conducere se ridică de la serviciul public comunitar menționat de solicitant în cerere. În cazul în care cererea a fost transmisă prin poșta electronică, pentru ridicarea permisului de conducere, titularul depune la serviciul public comunitar în original documentele a căror copii au fost transmise pe e-mail. Eliberarea unui permis de conducere cu o nouă valabilitate administrativă a unui duplicat sau după caz a unui permis de conducere, având aceeași valabilitate administrativă cu documentul înlocuit, poate fi efectuată și în cazul reținerii permisului de conducere anterior pe teritoriul altui stat, dacă nu s-a dispus suspendarea ori anularea dreptului de a conduce. Ordinul intră în vigoare odată cu hotărârea de guvern pentru modificarea și completarea regulamentului de aplicare ordonanței de urgență a guvernului numărul 125/2000 privind circulația pe drumurile publice.